Comunitatea pentru educație de calitate, inițiată de Fundația Soros Moldova, s-a reunit pentru un nou atelier de discuții, axat de data aceasta pe viziunea mediului de afaceri asupra educației. Într-un efort de mobilizare a opiniei publice în favoarea unei activități universitare de calitate, participanții la dialog, profesioniști în domeniul educației, cercetători, rectori, manageri, lideri ai comunității de afaceri, au discutat despre diverse modalități de racordare a educației la cerințele curente și de perspectivă ale economiei naționale, abordând una din problemele sistemice care o afectează negativ, lipsa cadrelor calificate pe piața muncii. Fundația Soros Moldova este un partener constant și devotat în susținerea proiectelor și politicilor în domeniul educației, implicând diversi parteneri în inițiativele sale, care ar putea aduce o valoare adăugată discuțiilor susținute. Astăzi, tema discuțiilor este educația în viziunea mediului de afaceri. Suntem foarte bucuroși că în sală sunt prezenți reprezentanții Uniunii Rectorilor din Moldova, reprezentanții diverselor universități, dar și reprezentanții Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii. În mesajul său adresat participanților la atelierul de discuții, directorul executiv al Fundației Soros Moldova a relevat atât beneficiile dialogului privind politicile educaționale, cât și nevoia de instruire a tinerilor care să contribuie ca cetățeni la dezvoltarea țării. Întrebări sunt foarte multe, desigur fiecare din aceste părți au propriile viziuni. Noi credem că este important ca despre aceste probleme să se discute cât mai des pentru a evita tot felul de situații când vedem absolvenții universităților fiind foarte dezamăgiți, dezamăgiți cu calitatea locului de muncă sau dezamăgiți cu calitatea pregătirii universitare pe care au primit-o și așa mai departe. Educația are drept scop să pregătească cetățeni, oameni care pot gândi critic, dar în același timp oameni care pot funcționa, produce, contribui la economia unei țări. Reprezentanții comunității de afaceri au contribuit la dialogul axat pe o educație de calitate, oferind propria viziune asupra nevoilor și oportunităților pentru tinerii de astăzi. Astfel, în opinia angajatorilor, după absolvirea universității, tinerii vin cu așteptări mari de salariu și condiții de muncă, dar, în schimb, adeseori nu sunt gata să ofere calitate și dedicație pentru munca pe care o îndeplinesc. Una dintre cele mai actuale probleme la moment pentru mediul de afaceri este lipsa personalului calificat, dar și cel necalificat. Asta este una dintre probleme. Altă problemă este la angajare. Foarte mulți tineri vin și din start vor salarii foarte mari, pe de o parte. Pe de altă parte, ei nu corespund întocmai nevoilor antreprenorilor pentru că nu au abilități și cunoștințe practice. Există mai multe calități pe care mediul de afaceri le solicită de la tinerii de astăzi, de la atitudine serioasă până la dorința de a învăța în continuare. Indiferent de industria în care este nevoie ca persoana să fie angajată sau de calificările profesionale pe care le are, vorbim mai mult de partea de soft skills. Și aici merge vorba de, în primul rând, se cere o atitudine foarte serioasă, se cere dorința de a vrea să muncească și, cel mai important, dorința de a vrea să învețe. La rândul lor, instituțiile de învățământ superior din Moldova, care urmăresc și se conformează cerințelor de pe piața muncii, încearcă să facă față noilor provocări și, în măsura posibilităților, să se ralieze la necesitățile de pregătire a unor cadre competente. Domnul rector a subliniat importanța esențială a dialogului cu comunitatea de afaceri și a povestit cum Academia de Studii Economice își adaptează abordările în acest sens și cât de importante sunt parteneriatele. Mediul de afaceri sau entitățile economice pentru care lucrăm noi devin mult mai deschise decât anterior și într-o măsură mult mai mare vor să se implice în ceea ce se întâmplă în universitate, inclusiv prin a face universitățile mai bune, care să poată pregăti o forță de muncă mai calificată și mai adecvată cerințelor lor. Parteneriate din care putem câștiga atât noi universitățile prin a avea și suntem în așteptarea și altor cerințe pe care ne le poate înainta mediul economic. În opinia experților, un element cheie pentru formarea unui specialist bun sunt valorile personale a fiecăruia, care se dobândesc de-a lungul vieții. Avem marea bucurie când studentul se duce să angajeze în câmpul muncii și noi așteptăm că el să vină la oră, la serviciu. El o să fie foarte responsabil și o să respecte termenii de dare în exploatare, să zicem noi așa, unui obiect sau unui proiect.
Pe când acest om niciodată n-a făcut acest lucru până atunci. Nu a fost responsabil, nu a fost punctual și noi considerăm că pe un salariu, dacă să-i oferim un salariu onorabil de 20.000 și mai multe ani, el să înceapă să fie un bun angajat la capitolul ăsta. Chiar el să vrea să fie. Lui peste noapte nu o să-i dea posibilitatea propriul său organism ca el să fie așa, pentru că trăsăturile de comportamentale se formează de-a lungul timpului. Concluzia noastră de astăzi este că aceste valori autentice despre care vorbim, ele se formează și se dezvoltă parcursul întregii vieți, pornind de acasă, implicit societate și deja educația formală, hai să zic, sistemul preuniversitar, universitar, dar și în câmpul muncii. Deci angajatorii, dacă ați observat, ei asta își doresc. Ei își doresc oameni care pot să lucreze în echipă, oamenii care sunt responsabili și punctuali. Doleanțele mediului de afaceri sunt de a avea specialiști pe măsura așteptărilor, care să poată lucra în echipă colegial și să posede calități morale corespunzătoare. În prezent putem asista la o situație când există o relație între învățământul superior și companiile foarte mari, care au capacități de a investi financiar în anumite facilități din cadrul universității, respectiv tot aceste companii pot beneficia de pe urma aceasta prin studenți mai buni care pot ulterior să se angajeze la ei. În același timp, companiile mici și mijlocii sunt destul de marginalizate din acest punct de vedere. Ele nu dispun de aceste resurse financiare pentru a face aceste investiții mari. Ele nu sunt invitate la discuții cu universitățile. Nu există o platformă clară, transparentă, prin care nevoile companiilor mici și mijlocii ar putea găsi o corespondență în programa de studii pe care îl oferă universitatea. În contextul mobilizării opiniei publice în favoarea unei educații universitare de calitate și racordării acesteia la cerințele economiei naționale, un rol esențial îl au factorii de decizie, fără de care ideile propuse n-ar putea fi puse în aplicare. Acele echipe, comisii, comitete, grupul de lucru și care se ocupă de de punerea în discuție acestor subiecte ce țin de educație, ar trebui să se resimtă mai mult și implicarea acestui mediu de afaceri și problemele care există pe acest segment să fie abordate într-un mod deschis, dar și să ajung la factorii de decizie. Atelierul de discuții Educația în viziunea mediului de afaceri a fost organizat de Comunitatea pentru Educație de Calitate cu sprijinul Fundației Soros Moldova, în parteneriat cu Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova și Consiliul Rectorilor din Moldova. Comunitatea pentru Educație de Calitate este o inițiativă a Fundației Soros Moldova, Departamentul Buna Guvernare, ce își propune să consolideze o comunitate constituită din diversi actori societali din sistemul educațional și din afara acestuia, pentru a găsi soluții aplicabile de creștere a calității educației.